Salut! Bine ai venit la practica ta pentru tonifierea întregului corp. Dar înainte să începem, nu uita să dai like și subscribe la canalul meu de YouTube. Ok, o să începem în spatele saltelei, într-un child's pose, cu șoldurile pe călcâie, abdomenul pe coapse, lași fruntea să atingă podeaua. Acesta este momentul tău în care începi să te conectezi cu o respirație adâncă. Vezi cum te simți în acest moment. Și chiar dacă în această practică vom încerca să ne depășim limitele fizice, vreau să pornești dintr-un loc plin de iubire și compasiune către întreaga ta ființă. Nu vreau să te lupți cu propriul tău corp. Te folosești de aceste exerciții să te cunoști mai bine. Și să-ți întărești corpul pentru a trăi într-un corp puternic, într-o minte puternică. Încă două respirații aici. Și ușor o să ne ridicăm în downward facing dog. Palmele sunt sub umeri, împingem palme. Aici poți să-ți oferi un moment să pedalezi de pe un picior pe celălalt. Aduci mai mult spațiu în gambe, în coapse. Până-ți găsești locul în care să împingi cu călcâile în jos, cu pelvisul înspre tavan și cu inima către picioare. Te conectezi deja cu mușchii abdomenului, tragi abdomenul în interior, coastele în interior, împingi cu palmele podeaua și depărtezi umerii de urechi. Inspire aici. Expire aici. Super. Ridici călcâi, te uiți în față în doi genunchi, facem patru pași până în vârful saltelei într-o Uttanasana. Rulăm spate vertebră cu vertebră. Inspiri, ridici brațe sus, apropii palme și le aduci în fața inimii în Samastiti. Și o să trecem prin două Surya Namaskar A, să ne încălzim întregul corp. Inspiri, îți ridică brațe. Expiri, jos. Inspiri, te uiți în față. Palme pe podea, pășește în spate în plank. Chaturanga cu genunchii jos sau întinși în doi coate până la jumătate. Inspiri, upward facing dog și downward dog. Două respirații. Concentrează-te pe senzațiile fizice. Apropii tălpi, te uiți în față, ridici călcâi în doi genunchi, doi pași până în vârful saltelii. Inspiri, alungește. Expiri, jos. Cu spatele drept ridici trunchi, brațe prin lateral, apropii palme, Samastiti. Și continuăm. Inspiri, ridici brațe. Expiri, jos. Inspiri, te uiți în față. Palme pe podea, pășește în spate, în plank, chaturanga. Up dog și downward dog. Inspiri. Expiri. Ridici călcâi, te uiți în față, în doi genunchi, un singur pas până în vârful saltelei, inspiri, expiri, jos. Ridici trunchi, brațe, apropii palme și Samastiti. Inspiri, ridici brațe. Expiri, jos. Inspiri, te uiți în față, palme pe podea, pășim în spate, în plec și rămânem aici. Umerii sunt peste încheieturi, împingi cu palmele podeaua, activ, în mod activ. Acum, pășești cu piciorul stâng în lateral și înapoi. Dreptul, mai mult punctezi podeaua. Stângul, înapoi, dreptul, înapoi. Continuă, targetăm abdomenul. Continuă să împingi podeaua în mod activ.
Încă o dată pe fiecare parte. Reviei mijloc în plank, chaturanga. Upward facing dog, deschide inima. Și downward dog. Inspire aici. Expire aici. Apropii tălpi. Următorul inspir, îți ridică piciorul drept în spate. Vreau șoldurile să fie egale. Flexează talpa dreaptă. Inspir. Expir, picior drept jos din nou. Ridici sus picior. Și jos. Împingi cu călcâiul în sus. Sus. Și jos. Și continuăm. Sus. Accentul este în sus. Jos. Controlezi mișcarea. Sus. Jos. Continuă. Încă 4. 3. 2. Și ultima. Sus. Rămâi sus. Acum deschidem piciorul lateral înspre dreapta. Și sus. Dreapta și sus. Vezi să nu lași piciorul să cadă când deschizi piciorul lateral. Și sus. Încă 2. Dreapta. Sus. Ultima. Și sus. Așezi piciorul jos. Te uiți în față, ridici călcâi în 2 genunchi. 2 pași. Inspiri, alungești talia. Expiri, jos. Hai să trimiți puțin brațele în spate, intersectezi degetele brațelor și le lași grele deasupra capului. Să odihnim puțin umerii. Eliberăm brațele. Rulezi spate vertebră cu vertebră. Inspiri, ridici brațe. Expiri, jos. Inspiri, te uiți în față. Palme pe podea, pășim în spate, în plank. Super! Rămâi aici, umerii peste încheieturi, împingi activ podeaua cu palmele. Acum aduci genunchiul drept la cotul drept și spate, stângul la stângul. Spate, pe expir. Spate, stângul. Continuă, dreptul. Stângul. Continuă, dreptul. Stângul. Dreptul. Stângul. Încă puțin. Stângul și ultimele. Stângul și chaturanga. Upward facing dog. Și downward dog. Inspiră aici. Expiră pe gură. Foarte bine. Apropii tălpi. Următorul inspir, îți ridică piciorul stâng în spate. Cu șoldurile egale. Inspir sus, expir jos. Continuă, împingi cu piciorul sus și jos. Accentul este sus. Controlezi mișcarea jos. Sus. Jos. Sus. Jos. Continuă să respiri. Încă 4. 3. 2. Și ultima, rămânem sus. Acum deschidem piciorul lateral și înapoi. Stânga. Înapoi. Continuă. Stânga. Înapoi. Încă 2. Și ultima. Foarte bine. Și așezi talpa pe podea. Te uiți în față, ridici călcâi în 2 genunchi, 2 pași. Și lasă corpul greu peste picioare. Trimiți din nou brațele în spate, intersectezi degetele. Le lași grele deasupra capului. Adâncește expirul aici. Eliberăm brațele. Rulăm spate vertebră cu vertebră. Inspiri, ridici brațe. Lași corp greu peste picioare. Inspir, te uiți în față. Palme pe podea, pășim în downward facing dog. Pe următor, inspiri, ridici piciorul drept în spate. Aduci genunchiul drept la piept, așezi talpa între brațe. Lași genunchi din spate jos. Ridici trunchi, ridici brațe. Împingi cu pelvisul în față, deschide inima. Inspir. Expir, palme pe podea, trimiți piciorul drept în spate și îl arunci. 1. Aduci genunchi la piept, talpa între brațe, ridici trunchi.
Palme pe podea, trimis piciorul drept. 2. Palma între brațe, ridici trunchi, inspir. Expir, picior drept în spate. 3. Continuăm, mai avem 2, inspir sus. Expir jos, picior în spate. Ultima, inspir. Expir jos, trimis piciorul în spate. Acum așez talpa între brațe, ridici trunchi, ridici brațe, rămâi aici. Și acum hai să dezlipești genunchiul din spate de pe podea. Conectează-te cu abdomenul. Respira aici. Inspir, întinzi brațele în lateral, deschide brațele în lateral, întinzi genunchiul drept. Expir, îndoi genunchiul drept, genunchiul stâng deasupra podelei. Și continuăm. Sus și jos. Sus, jos. Încă 3. Sus, jos. Ultimele 2. Și jos și ultima. Sus, rămâi aici. Conectează-te cu abdomenul. Împingi cu pieptul în față. Lași degetele pe podea în single leg. Inspire aici. Expire aici. Dacă simți că picioarele sunt puțin prea depărtate, o să apropii piciorul stâng de piciorul drept. Expiră, oferă-ți acest stretching, acest moment, să trimiți oxigen, iubire către piciorul drept. Foarte bine și ușor îndoi genunchiul din față și o să intrăm în Warrior 3. Degetele brațelor pe podea sub umeri, ridici piciorul stâng. Vezi să ai centru de greutate pe talpă și nu pe degete. Îndoi genunchiul de bază și așez palmele pe șolduri. Trunchiul este drept. Acum împingi în talpă, întingi genunchiul drept și îndoi. Continuăm. Întinde. Conectează-te cu abdomenul. Îndoi. Încă 3. Îndoi. 2. Îndoi și ultima. Și rămâi cu el îndoit. Acum punctezi podeaua cu stângul. Și sus. Jos, sus, continuu, jos, sus, încă 2, sus și ultima, rămâi sus, aduci trunchiul sus, aduci genunchiul stâng la piept, îl îmbrățișezi cu ambele palme. Respire aici, foarte bine. Și acum hai să lași genunchiul la piept, îi dai drumul, întinzi brațele în față și curbează spatele, mărește omoplații, poți să îndoi puțin și genunchiul de bază. Trage abdomenul în interior. Și acum pulsăm cu genunchiul stâng în sus. 10, 9, strânge abdomenul. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiri, ridici brațe. Expir, samastiti talpa pe podea. Super. Și intrăm în vineasa, inspir, ridici brațe. Expir, jos. Inspir, te uiți în față. Palme pe podea, pășim în spate în plank. Chaturanga. Up dog. Și downward dog. Rămâi puțin aici. Liniștește mintea. Și repetăm totul pe partea stângă. Apropii tălpi. Următorul inspir îți ridică piciorul stâng în spate. Aduci genunchiul stâng la piept, talpa între brațe. Lași genunchi din spate jos, ridici trunchi, ridici brațe. Împinge cu pelvisul în față, deschide inima. Super. Inspir aici. Expir, palme pe podea, trimis piciorul stâng în spate și l-arunci în sus. 1. Genunchi la piept, talpa între brațe, ridici trunchi, ridici brațe. Expir, jos. Și trimis piciorul în spate. 2. Aduci în față, sus. Și jos, trimis piciorul stâng. 3. Și sus. Și jos. 4. Foarte bine, mai avem una, sus
și jos. 5. Așezi talpa între brațe, ridici trunchi, ridici brațe, rămâi puțin aici. Așezi degetele piciorului din spate pe podea și doar dezlipești genunchiul de pe podea. Deja te conectezi cu abdomenul. Inspiri, întinzi genunchi, deschizi brațe în lateral. Expiri, îndoi genunchi și genunchiul drept. Continuăm sus și jos. Încă 3. Sus și jos. 2. Jos și ultima. Și jos. Și întinzi genunchiul, deschizi brațe în lateral și acum împingi cu inima în față și lăsăm degetele pe podea și trunchiul peste piciorul stâng. La fel poți să apropii puțin mai mult piciorul din spate de piciorul stâng. Împingi cu șoldul stâng în spate și trimite din nou prana, oxigen, toată iubirea ta către piciorul stâng. O respirație. Ușor îndoi genunchiul din față, degetele brațelor pe podea sub umeri, ridici piciorul drept. Foarte bine. Suntem în Warrior 3. Îndoi genunchiul de bază, palmele sunt pe șolduri. Împingi ușor cu talpa în podea, întinzi genunchi și jos. Îndoi. Întinde. Îndoaie. Încă 3. Întinde. Îndoaie. Știu că e greu, respiră, concentrează-te. Încă una. Și rămâi cu el îndoit. Acum punctezi podeaua cu dreptul. Și sus. Jos. Sus. Încă 3. Jos. Sus. Jos. Sus și ultima. Sus și acum ridici trunchi, aduci genunchii drept la piept și îl îmbrățișezi. Super! Respiră. Liniștește mintea cu ajutorul respirației. Foarte bine. Dăm drumul la genunchi. Trage abdomenul interior. Curbezi ușor spatele. Mărește omoplații. Îndoaie și genunchiul de bază. Și pulsăm cu genunchiul de 10 ori. Către piept. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, strânge abdomenul, 2, 1, ridici brațe, întinzi genunchi, talpa pe podea, palme în fața inimii. Inspiri, ridici brațe, expiri, jos. Inspiri, te uiți în față, palme pe podea, pășim în spate în plank, chaturanga, upward facing dog și downward facing dog. Apropii tălpi. Următorul inspir, îți ridică piciorul drept și intrăm direct în pigeon. Lași șoldul drept pe podea. Aduci glezna dreaptă la marginea stânga saltelei și lasă șoldul pe podea. Vezi să te lași pe șold și să nu stai pe tibie sau pe genunchi. Rămâi puțin aici. Depărtezi călcâiul de tine cât simți tu nevoia, fără să simți vreo durere ciudată în genunchi și să simți un stretching plăcut în șoldul drept. Rămâi puțin aici, inspir, deschizi inima, expir, lași ușor trunchiul în față și o să rămânem aici câteva respirații. Ne oferim un stretching plăcut în șoldul drept. Respira. Accentuează expirul. Foarte bine și ușor ai să revii sus. Palmele pe podea, deschizi inima. Și acum aduci piciorul din spate în față și o să intrăm în boat pose. Îți prinzi gleznele cu palmele și întindem brațele în fața noastră. Avem două variante. Intrăm în boat to canoe.
Întinzi genunchi, lași trunchiul jos și sus. Dacă simți că e prea mult pentru tine, așezi palmele în spate și pleci de aici. Da? Altfel, odată cu mine, brațele pe lângă picioare, până în jos și sus. Hai, 10, 9 și sus, 8, sus, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și ultima. Ne prindem gleznele, respire aici. Așez tălpile pe podea, intrăm din nou în pigeon. Pe șoldul drept trimis, piciorul stâng în spate, ne întâlnim în downward dog. Întinde coloana, este ultimul downward dog pass, profită de acest stretching. Apropii tălpi, următorul inspir, îți ridică piciorul stâng și la șoldul stâng pe podea, intrăm în pigeon, pe piciorul stâng. Deschide inima puțin aici, inspir, expira și lăsăm corp greu să cadă în față. Relaxează și piciorul din spate, relaxează umeri, omoplați. Încă o respirație aici. Și ușor ridici trunchiul, palme pe podea, aduci piciorul drept în față și intrăm din nou în boat pose, ori cu brațele pe lângă picioare sau din nou cu palmele în spate pe podea. De data asta o să ne lăsăm pe un șold și pe celălalt în alternativ. Te lași pe șoldul stâng și sus, șoldul drept și sus și continuă, stângul. Dreptul, stângul, dreptul, continuă, stângul, dreptul, încă o dată, ultima și tălpile pe podea. Apropii tălpi, deschizi genunchii în lateral, intrăm în butterfly, lași puțin genunchii să cadă sus jos, lași umerii jos. Inspiră, expiră, lasă ușor trunchiul să cadă în față. Coatele sunt în fața tibilor ca să alungești talia puțin mai mult. Respiră aici. Și ușor ai să revii sus, aduci genunchii la piept, tălpile pe podea și o să rulăm spate vertebră cu vertebră direct în Shavasana. Lasă tot corpul relaxat. Și rămâi aici atât cât ai nevoie. Îți mulțumesc că ai practicat cu mine astăzi. Îți doresc o zi minunată. Namaste.